Zilele trecute mi-am dat seama de un lucru. Nu am făcut teste chiar atât de amănunțite pe cum le doream cu Huawei Mate 30 Pro. A stat câteva zile la George cât a fost plecat în China, a făcut el o grămadă de poze faine, dar nu am reușit să le recuperez pe toate. Așadar, l-am luat la mine câteva zile, l-am dat și lui Alex și l-am rugat să facă niște poze foarte faine în oraș. Însă, am făcut un lucru pe care nu toți utilizatorii de Huawei îl fac atunci când își cumpără un telefon. Am dezactivat acel AI, acea inteligență artificială care îți ajută fotografiile să arate mai bine, mai colorate, mai puternice, mai clare. Așadar, am vrut să vedem ce știe să facă camera lui Huawei Mate 30 Pro, așa cum este ea, fără inteligență artificială, deși chiar și cu acel AI dezactivat, Huawei aplică ceva filtre și face câteva îmbunătățiri fotografiilor. De ce mă interesează atât de mult camera lui Mate 30 Pro? În primul rând pentru că camera wide, adică cea normală pe care o folosești atunci când deschizi telefonul și e setat pe auto, cât și camera ultra wide sunt practic aproape același senzor. Aproape. Ambele au 40 de megapixeli, au pixeli de aproape aceeași dimensiune și sunt făcuți de aceiași producători. Asta înseamnă că nu să existe diferențe mari între camera ultra-wide și camera normală. Bine, cu camera tele e puțin discuția altfel. Spre deosebire de P30 Pro, care are un zoom optic de 5x, adică echivalentul unei lentile de 120 de mm, Mate 30 Pro are doar 3x optic zoom, adică 80 de mm, echivalent. Și să începem cu prima fotografie făcută cu Mate 30, modul portret. Ce am observat în primul rând la modul portret este că reușește să decupeze foarte bine. Inteligența artificială care rămâne activă știe să își dea seama care este distanța față de subiect, pentru că, spre deosebire de P30 Pro, Mate-ul are acel senzor TOF, adică Time of Flight. E practic un laser care măsoară distanța până la subiect și își dă seama pe unde ar trebui să cropuiască imaginea. Și da, cropul, adică decuparea, arată foarte bine. Uite, mă uit acum, de exemplu, la păr. La păr se observă cel mai bine și chiar dacă este lumină puțină în spatele Lorenei, decuparea este foarte bună. E un, să zicem, cu o mică retușare ar fi nevoie la zona de tricou, în schimb brațele, chiar și pantalonii în zona întunecată sunt foarte bine decupați. Ce am observat pe întuneric, nu face, să zicem, o treabă foarte bună să-și dea seama care sunt exact culorile obiectelor pe care le fotografiezi, însă este extrem de luminos. În comparație cu celelalte telefoane la care am făcut test, un test pe care o să-l găsiți la George pe blog, momentan este o formă de text și sunt fotografiile acolo, dar veți vedea în curând și clipul, a iluminat extrem de bine peretele, adică chiar asta este textura peretelui. Noi l-am vopsit într-o culoare neagră și e o vopsea specială ca să ne ajute să desenăm cu cretă pe el. Și arată foarte bine. La exterior asta, de exemplu, e camera normală, fără wide, fără niciun fel de adaos. Cerul era înnorat în momentul respectiv, deci nu ne putem aștepta la un HDR, însă detaliile sunt din nou foarte bune. Atât în prima parte a pozei, adică în planul cel mai apropiat, cât și în planul cel mai îndepărtat. Și acum, serios, uite și tu cum arată poza asta și cât de mult pot să-i fac zoom fără să pierd vizibil din detalii. Adică, practic, aș putea să fac o fotografie de genul ăsta și să o postez liniștit pe Facebook fără să-și dea lumea seama că am făcut un zoom de 3-4x pe ea. Aici intervine, desigur, inteligența artificială care reușește să retușeze micile probleme pe care le-ar avea un telefon în aceste situații. La capitolul close-up și culori, atâta vreme cât ai culori contrastante, totul funcționează excelent. Avem zăpadă și avem un Ford Focus RS în miniatură cu un culoare albastră. Aici reușește să-ți dea seama și de texturi și de multe lucruri. Aici s-a apropiat destul de mult de mașină ca să vedem un pic cum arată, să zicem, atunci când vrei să faci fotografie unei flori, unui obiect. Avem și cu flori, stai aproape. Asta este partea cea mai interesantă. Se descurcă excelent să facă diferența între lumina ambientală interioară și lumina exterioară. Poate fi vorba de un HDR, orice telefon are procesare la interior, orice cameră de telefon, de aceea sunt și mult mai bune decât camerele web de la laptop. Acestea au procesare internă. El probabil a făcut aici vreo 5-6 fotografii ca să-și dea seama că afară există o lumină destul de puternică și să poată afișa o fotografie care arată bine și geamul nu este complet alb, așa cum se întâmplă la un telefon care nu are funcție de HDR, de exemplu. Asta, de fapt, e lentila normală și asta este lentila wide. Diferența între ele este minimă. Asta este interesant.
Asta mai poate fi luminată puțin, însă la capitolul tonuri de culoare, să zicem puțin. V-am zis, nu este exact aceeași cameră, pixelii diferă puțin. Deosebire de alte telefoane care au o cameră foarte bună, camera principală de 24 de megapixeli, iar camera de wide are doar 5 megapixeli, acolo există o problemă. Nu poți să faci două fotografii, una cu camera ultra-wide și una cu camera normală, fără să existe diferențe majore de culoare și de tonalitate între ele. Asta este o fotografie făcută din mers, F1 8 ISO 50. Camera mod, normal. E o fotografie unde îți dai seama că știe să facă diferența din nou foarte bine între lumina ambientală interioară și lumina exterioară. Cerul era norat, într-adevăr, nu aveam reflexii foarte multe, dar chiar și aici ne dăm seama că este capluat afară, că balustrada asta este udă, picurii de apă la fel de sus până jos și oamenii care sunt în mișcare, doar în zona asta a picioarelor există ceva zone șterse. În rest, fotografia arată foarte bine, mai ales că fotografia făcută din mers și cel care a făcut-o și cei care erau în zona obiectivului erau în mers. Flori. Ei bine, florile având un contrast foarte puternic, întotdeauna vor ieși bine cu orice telefon. De aceea o să vedeți foarte multe imagini frumoase cu flori în prezentările producătorilor de telefoane. Contraste foarte mari și atunci ochiul este păcălit că imaginea arată foarte bine. Aici însă m-aș fi așteptat, de exemplu Samsung face chestia asta și chiar și Xiaomi accentuează foarte mult, și Sony desigur, accentuează foarte mult roșu. Cu acel AI off, Huawei-ul nu a făcut-o și îmi place pentru că asta este culoarea naturală a unei lalele. Serios, nu trebuie să fie roșie așa, prinsă, iar albul ăsta la fel nu trebuie să fie pur. Un alt lucru la care ne mai uităm la camerele foto este cât de mult deformează obiectivul de ultra-wide și nu o face. Și aici poți să-ți dai seama asta după liniile drepte care se duc în colțurile din stânga sus, dreapta sus și în colțurile de jos, aici avem doar în partea de sus, care sunt drepte. Clădirile sunt drepte aici, nu sunt curbate. Așa poți să dai seama dacă o cameră ultra-wide are probleme de deformare și dacă are și nu le corectează din software, pentru că multe fac chestia asta. Chiar și camerele profesionale, camerele digitale, DSLR-urile, corectează aceste imagini. În mod normal, aici ar fi trebuit să vedem niște culori foarte aprinse, contrastante, dacă lăsam AI-ul pe on. Dar nu, avem culoarea naturală a ierbii, așa cum o avem noi aici în România, nu este ca în povești sau ca în filme. Iarăși o fotografie în mișcare, iarăși detalii foarte bune, atât pe planul apropiat. Acest bătrân este destul de supărat, e concentrat, să zicem că e concentrat pe ceva. Mergând mai departe, la fel, o fotografie tot făcută din mișcare, iarăși o clădire unde ne-am putea da seama dacă camera are aberații și nu are. Arhitectură, clădiri, fotografie într-un gang. De obicei, situațiile astea sunt greu de obținut, pentru că un gang întotdeauna este întunecat și dacă faci fotografie invers față de cum îi face de la interior către exterior, nu prea reușești să obții foarte multe detalii. Dar aici putem să vedem că aici este o intrare, aici există un avizier în zona asta din stânga. Da, sunt foarte multe detalii și în partea cealaltă nu e supraexpus, nu a albit foarte mult imaginea. Bicicletă, ce bicicletă frumoasă! Detaliile sunt bune, aici este folosită camera ultra-wide și de la o distanță foarte mică poți să-ți încapă un obiect foarte mare în cadru. Din nou, nu avem aberații de imagine. Ar fi trebuit să avem, de exemplu, aici în zona unde există contrast major și nu sunt. Mai avem câteva fotografii aici, iarăși aceeași încadrare, clădiri. Așa, uite, hai că am ajuns. Asta este o fotografie făcută cu zoom-ul optic maxim. Și la zoom optic maxim de 3x, nici măcar nu-ți dai seama. Deci nu-ți dai seama că asta este o fotografie făcută cu zoom, mai ales de pe un telefon. Totul este perfect drept, totul arată bine și corecția de culoare aproape că nu există. Culorile sunt exact așa cum trebuie. Acum, asta este puțin exagerat. Este maximum de zoom, optic plus digital, acel 30x, și este o fotografie făcută de la noi până la clădirea vecină din partea cealaltă a străzii, adică suntem la capătul celălalt al lui Pipera și cam așa arată clădirea celor de la Huawei pe care o vedem de aici și
ca să-ți arăt un pic cum arată, de fapt, care e distanța până la acea clădire. Uite, o să fac o fotografie chiar acum, cum văd de pe studio, în studio. Asta este distanța până la clădirea respectivă. Asta. El este Alex, îl știți, bănuiesc. Încruntat, cred că nu știa la care dintre lentile se uite. Aici a dat seama că mai are nevoie de puțin soare, ca să-mi crească părul. Iar asta este o fotografie făcută în următoarea perioadă a zilei, când a început să mai lumineze cerul și nu are nevoie de HDR. Pe de altă parte, el a făcut HDR aici. Ia să vedem, camera mode night. Pentru că am folosit modul de noapte. Da, poți să folosești modul de noapte pe timp de zi, pentru că știe să-și echilibreze foarte bine balansul de alb și știe să facă de asemenea mai multe fotografii. Modul de noapte la toate telefoanele face mai multe fotografii, le suprapune și încearcă să scoată zonele luminoase și să le așeze acolo unde trebuie, încât să ai lumină și în prima parte a imaginii, în planul apropiat, cât și în planul îndepărtat. Și reușește, ăsta este practic un HDR și modul de noapte funcționează la fel. De asemenea, dacă ai observat și ai un Huawei și faci fotografii pe modul normal noaptea, o să vezi că totuși durează la fel de mult ca pe modul de noapte, câteva secunde. Detectează că este foarte puțină lumină afară și încearcă să scoată o fotografie bună. Așadar, modul de noapte poate fi folosit și ziua. Iar ăsta este modul de noapte noaptea. Cu camera... Așa, asta este camera normală, iar asta este camera ultra-wide. Asta m-a surprins la telefon și mi-a plăcut foarte mult. Diferențele sunt minime între cele două camere și avem un detaliu suficient de mult de bun și pe camera ultra-wide. Asta este pe camera wide, da, detaliul este puțin mai bun aici. Te sfătuiesc să folosești pe asta, pentru că aici se aplică cea mai multă procesare. Nu e vorba de senzor, nu e vorba de lentilă, ci e vorba de procesare. Iar asta este iarăși o fotografie cu modul de noapte, care mie îmi place foarte mult, pentru că și-a dat seama că lumina pe care a încercat el să o redea în zona cerului este mai rece, dar și-a dat seama că clădirile, anumite clădiri sunt iluminate cu lumină albastră sau cu lumină mai rece, o lumină albă cum e în zona asta, iar străzile desigur au lumină cu o temperatură mult mai joasă, la undeva la 2500. Aș fi preferat ceva mai neutru, să nu pară orașul atât de galben, dar hei, poate o să vedem și chestia asta. Așadar, acestea sunt fotografiile pe care le-am făcut momentan cu Mate 30 Pro. Și vreau să mai insistăm puțin pe tema asta. A, stai un pic, mai aveam și partea de filmare. La filmare o să vedeți un video probabil separat în curând. Ne-am gândit să facem niște lucruri puțin mai interesante cu el. Să filmăm efectiv un clip cu telefonul, pentru că la capitolul stabilizare filmarea arată impecabil. Deci asta este filmare făcută din mână cu stabilizare electronică în format 4K. Deci, serios. Dacă n-ai fi experimentat, ai crede că este făcută cu un DSLR pus pe un stabilizator de imagine și ținut de un profesionist. Stabilizarea se face din senzor, adică din 40 de megapixel are nevoie doar de vreo 8 megapixel ca să facă imaginea 4K. Restul pixelilor din partea de sus, stânga, dreapta și jos ai senzorului îi folosește pentru stabilizare. Practic, imaginea se mișcă așa pe senzor în timp ce o capturează și completează cu pixele acolo unde e nevoie ca să o stabilizeze. Revenim pe partea de video puțin mai încolo cu un clip filmat cu acest telefon și cred că o să vă placă. Așadar, acestea sunt imaginile făcute de noi cu Mate 30 Pro. Le găsești pe toate în articolul de pe site și sunt curios ce ai mai realizat tu cu telefonul. Știu, n-am mai vorbit de mult de fotografie cu telefonul, dar cred că ar fi cazul să reîncepem acest capitol, nu? Ce zici? Lasă-mi un comentariu mai jos și spune-mi ce părere ai. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare pe cavaleria.ro. Până atunci, nu uita să dai un like, un share, un subscribe și turtește clopoțelul ăla de notificări. Numai bine!